Punctul de frontieră de la Isaccea a fost închis total din cauza atacurilor de joi noaptea de pe partea ucraineană. Reprezentanții gărzii de coastă au anunțat că traficul pe ieșire este redirecționat către Galați Rutier. Cele două bacuri care asigură traversarea de pe un mal pe altul al Dunării sunt ancorate pe partea țării noastre. Vă reamintim că val de bombardamente rusești a avut loc în această dimineață asupra punctului de trecere Orlovca, travers de Isaccea.